Dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Destine și Pasiuni. Mă aflu aici, înconjurat de cărți. O să vedeți care este conținutul acestor cărți, după ce îl voi prezenta pe autorul acestor cărți și invitatul nostru de astăzi, domnul Marin Voican Gheoroiu. Bine ați venit la emisiunea noastră, domnule Voican. Bine v-am găsit și vă mulțumesc foarte mult. Domnul Marin Voican Gheoroiu, Gheoroiu o să vedem de ce și-a adăugat puțin mai târziu, este un om plin de pasiune. Pasiune pentru folclor, pentru creația populară, atât scrisă, cât și cea muzicală. De câți ani culegeți folclor? Păi, eu știu, de vreo 55 de ani. Iar aici dânsul le-a și prelucrat, le-a și, mă rog, trecut prin filtrul originalității și sunt, de fapt, creații noi până la urmă, da? Așa este. Cea mai mare carte de aici, catastiful, ca să zic așa, care cântărește, cred eu, foarte mult, este aceasta formată din două capitole mari, probabil, Dragostea am cules din flori și Timpului i-aș plăti bani. Sunt creații originale ale exact, astea poezii și se cântă astea, nu? Unele din ele, nu chiar toate, că ar fi cool, mi-ar trebui o formație câte corul de la operă să le cânte. Da. De ce i-am dat Dragostea am cules din flori? Mama lui tata era o mare iubitoare de flori. Nu trecea un călător de la Băcești, prin comuna Știrbești, fără să-i dea o floare. Iar eu, în copilăria mea, spun că m-am bucurat de acest rai dumnezeiesc pe care îl avea în jurul casei. Unde era raiul ăsta, geografic vorbind? Pe malul Peșenii, în satul Știrbești, comuna Gheoroiu, de la care eu mi-am luat pseudonimul. Și de la care am scris o viață întreagă în slujba plaiului meu natal și a muzicii. Trebuie să vă spun, sună mai bine Voican decât Gheoroiu, dar mă rog, e dreptul dumneavoastră, asta e. Gheoroiu, sună așa mai înfiorător, dacă v-a plăcut, acolo, așa se numea... E iubirea mea pentru comună. Aici se află una dintre, să zicem, cărțile unde se află poate printre primele cântece pe care le-ați scris. Să vă spun, deci, pasiunea, deci, încă o dată, e extrem de diversificată. Nu e numai creator de versuri, dar și creator de muzică. La fântâna de la dealul. Spuneți, vă pricepeți să citiți notele? Bineînțeles. Dumneavoastră le-ați spus? Deci pe da, note? Da. Puteți să-mi cântați piesa asta? Asta așa, dorea, puțin. Asta dorea să vă spun. De ce zice fântâna de la dealul? Fiindcă acolo unde stau eu, pe dealul viilor, de acolo, așa înspre Zeicoi, se numește Fântâna Mare, care întâmplător i-a zis fântâna de la dealul. Și... eu, ascultând renumiții lăutari care cântau în Cârciumeara, unde tatăl meu era responsabil la Bălcești, ascultându-l pe Chirea, pe Țipurică, pe Zamfir și pe alții, am zis că ar fi bine ca aceste cântece să nu moară și să le îmbrac într-o formă mai accesibilă. Și asta în ce an se petrecea? Păi se petrecea prin 1962-60. Iată, o jumătate de secol. Ia cântați-ne puțin din piesa asta. La fântâna de la dealul. Cântă la fântâna Marin Voican. De la dealul, unde mi-a dăpam eu calul, nu cu apă, ci dam vin și-mi luam merele din sân, de la mândra bălăioară, care m-a iubit o seară, la Marița în Cârciumioară și n-a vrut nimic să înceară, nici cercei, nici mahmudele, mi-a dat buze subțirele.
pentru un șirac de mărgele, s-o strâng în brațele mele, s-o strâng în brațele mele, s-o strâng în brațele mele. Domnule, că ați cântat și la vreun instrument? La fluier. Ba, ce bine! Păcat că nu ați adus și un fluier, că aveți și o voce bună și... ce să mai spun, cred, ați cântat și cu formații de tarafuri, cu... Mă mai distra. Aici aveți mai multe diplome care nu fac decât să confirme și să recompenseze pasiunea aceasta dumneavoastră deosebită pentru folclor. Iată, la Botoșani, Asociația pentru Dezvoltarea și Promovarea Spiritului Rural, premiul 3 se conferă la categoria poezie domnului Marin Voican Gheorghiu, Gheoroiu, așa. După aceea, pentru că versurile sale doinesc tăcerea sublimă a veșniciei ce-și mângâie dorul pe prispa casei părintești, ați primit premiul 1, secțiunea text cântec popular din partea Fundației Petru Ionescu Mușcel, revista Pietrele Doamne. Cred că sunteți un om cu multe satisfacții. Vă place să fiți aplaudat, vă place să fiți lăudat și apreciat pentru munca dumneavoastră de creator și culegător de folclor. Da, uneori aplauzele sunt mai puțin edificatoare, ci mai mult sunt, eu știu, trăirea aceea, zâmbetul, plăcerea omului când ascultă o muzică autentică. Aș vrea să-mi citiți o poezie care înainte vă place. Înainte de a vă citi, de ce am zis aceasta, sunt anumite modulații în muzica populară oltenească și în special în partea noastră a Gorjului, care nu dau loc de interpretare sau lasă să se înțeleagă că au fost inspirate din alte zone, ci sunt specifice acestei zone. De ce vă spun acest lucru? Fiindcă am imortalizat aici, tot așa cu ani în urmă, când am fost pe la Tismana, o melodie. Of, 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 iar mi-e dor și iar mi-e dor, mândra mea, de culesul vilor, de gurița mândrelor, aroma gutuilor. Of, 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 bune mustu și înțeapă, mândra mea, e ca gura de fecioară, n-aș mai bea un strop de apă. De mai picura cu ceară, n-aș mai bea un strop de apă. De mai picura cu ceară. Deci, tatăl dumneavoastră, care a trăit în Cârciumioară și a răspuns acolo de Cârciumioară, v-a făcut un iubitor al vinului sănătos, vinul de buturugă. Sau cum se cheamă la dumneavoastră vinul ăla? Zaibăr? Nu. La noi se cheamă vinul de dobă, vinul de fragă și vinul de ceasla. Adică sunt, sunt vinuri mai... Ușoare, mai băubile. Da. De unde și de la mine, eu vă spun, când eram copil, numai eu beam apă din cu adevărat ceilalți nu beau. Da. Fiindcă erau, se făceau 3-4 feluri de vin, iar apa cum era departe pe timpul acela, nu se descoperise forarea pentru instalarea tuburilor de pus american, era tocmai într-o vâlcea care se numea Ursul. Cine căra apă? Adică eu eram cel care... Băutor de apă. Restul eu toți beau vin. La vecin cu unul Mircea și așa mai departe. Da, da, vinul cu adevărat este plin de substanțe care te imunizează vină. De-aia omul de la țară care bea vin curat nu se prea îmbolnăvește. Păi nu. Eu nu am auzit cât am stat acolo să vină doctorul ăla.
Și fiindcă a zis, permiteți să-mi dați puțin cartea. Asta e frumoasă cartea asta, Amintiri din Cârciumoara. Tatăl meu care a slujit 65 de ani în Cârciumoara de altă dată, după aceea a venit în București, a lucrat la China și tot datorită lui era un iubitor de artă, pot să spun, de operetă, de teatru. Mă ducea la teatrul Tineretului, unde am cunoscut pe Alexandru Criticu, pe Pom Marțian, la urmă la Tănase nu mai vorbesc, și, bineînțeles, la operetă, unde niciodată, aproape niciun spectacol nu-i lipsea. Era îndrăgostit de muzică. Probabil că de la dumnealui am căpătat această dragoste. În această carte, de fapt, cu asta încep, în volumul meu, Amintiri din Cârciumioară. De fapt, este un omagiu pe care eu l-am adus iubitului meu tată și vreau să amintesc că... Și te ține câteva strofe. Da. Am să le citesc separat. Ruginită-i frunza viței sub albrumei cojocel, noi în deal la crâjma miței mai gustăm un tulburel. Bun mai este și în țeapă, limba în gură o dezleagă, unii zic să nu bei apă dacă vrei bine să-ți meargă. Și murmur, veselie ca la nuntă, vorbea abia cum se leagă, unul chiuie, cere o bătută, cine poate să înțeleagă? Pe un număr chelnărița mi se lasă din greșeală, of! Ce oi care Marița, pieptul ei mă bagă în boală. Și altă fază, chirea lasă încet tarcușul pe o strună de vioară, Stan s-a încins jucând călușul, cum mai saltă, cum mai zboară. Miezul nopții acum se face, Doamne, când a fost aseară, nu vezi unul ca să plece, chirea plânge pe vioară. Și aveam un bătrân care se numea Moș Marin, personaje reale. Un personaj real care stătea chiar în Delure la noi și aducea aminte unde e Chirea și Marița. Poetul și aduce aminte, adică eu. Unde v-ați ascuns, vecin, văd cum bruma a prins vița pe grătar vreo cinci cărbuni, stau mocniți sub ei mai țin doar un strop de flăcăruie. Parcă-l văd pe Moș Marin, care în Deluren mai suie, se oprește și îmi privește peste țare și păduri, mai oftează, apoi pornește pe sub bolțile de muri. A lăsat în urmă hanul, cine știe ce drum are, viața e sortită ca banul, veșnic este trecătoare. Și acest Marin, care era de neîntrecut la joc, ori îi spunea la chelnăriță cât să mai țină și această viață, că trebuie odată și odată să se sfârșească. Ca în final, trag cortina ca pe o spumă, totu-i viu ca altă dată, amintirea de-i postumă, crâjma nu trebuie uitată. Viața uneori o glumă, dar ne-am veselit cândva, mulți amici au să o mai spună, Cârciumioara n-o uita. Cum nici eu pe al meu tată n-am uitat, fiindcă a slujit Cârciumioara minunată și din suflet m-a iubit. Da. În timp ce îmi citeați, mai răsfoit o carte a dumneavoastră, Fiul satului, deschisă în colaborare cu profesorul Ion Pașol. Un coleg al meu care a fost după aia primarul comunei, întâmplarea a făcut că a cunoscut-o ca și mine pe Maria Ciobanu, a fost un participant activ la activitățile noastre culturale care se desfășurau, unde credeți, în Valea Oltețului, unde se ținea Bârși de Sfântul Ilie. Am și o melodie care se numește În Poiană la Olteț și CD-ul de asemenea se numește tot În Poiană la